Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, o să participăm împreună la împărtășirea unui cuvânt care mi-a fost dat prin rugăciune. Stau întotdeauna, chiar dacă aș veni în aceeași biserică de 100 de ori, de 100 de ori voi sta înaintea Domnului de fiecare dată, pentru momentul acela și pentru ora aceea în care suntem împreună, fiindcă știu că bunul Dumnezeu are ceva anume pregătit pentru sufletele noastre cu fiecare împrejurare. Are ceva pregătit pentru fiecare în persoană de asemenea. Eu nu știu, altfel nu știe cine predică aici, nu știe, dar cuvântul ajunge la inimă și cineva spune este cuvântul pentru, a fost pentru mine. Am trimis mai multe texte, mai multe invitații la toată lumea care am cunoscut-o cât am stat acolo în bancă și am trimis un scurt cuvânt al Domnului și cineva îmi răspunde, zice, Doamne, este tot ce aveam nevoie în dimineața asta să aud. Nu m-am gândit, n-am știut, dar am fost îndemnat să trimit cuvântul ăsta. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru cuvântul viu, care trăiește în viața și ființa noastră, în familie noastră, în adunarea noastră. Oriunde suntem pe pământ, ducem cu noi această mireazma cuvântului Tău, Doamne. Ce înaltă chemare, ce înaltă chemare, Doamne, Dumnezeu nostru. Ajută-ne să fim găsiți vrednici pentru chemarea aceasta. Căci numai Tu ești vrednic, Doamne, și în Tine vom fi și noi vrednici. Binecuvântă întâlnirea noastră, te rugăm și cuvântul pe care l-ai pregătit, Doamne, și trimite-l în fiecare inimă potrivit cu îndurarea Ta. Fie binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc. Câți dintre noi îl cunoașteți pe Nick Vujic? Mâna sus. O, aproape toată lumea. Aproape toată. Pentru cine nu îl cunoaște? Este un frate care s-a născut fără mâini și fără picioare. Vă rog să intrați pe internet, îl cunoști, da? Ai văzut, bravo! Vă rog să intrați pe internet, vă rog să luați o batistă cu voi și vă rog să ascultați cu rugăciune un om care luptă pentru viață și pentru fiecare pahar de apă care îl bea, pentru fiecare vingură, un om care luptă pentru asta, nu ca noi aruncăm așa. El luptă pentru fiecare lucru și trebuie să stăm cu mare respect. Chiar vorbeam cu frații aici în cameră că am fost în colonia aceea de leproși de la Tichilești din țară și mi-au cerut să predic. Am mers într-o capeluță mică pe care o au ei acolo. Am fost atât de copleșit că îmi ardeau obraje de plâns. Eu n-am știut că e posibil să ai lacrimi fierbinți. Să știți că acestea sunt adevărate. Mai e adevărat și că te ustură inima, o dată m-a usturat inima. Nici nu credeam că te poate ustura inima. Zic, numai când iar de ustura sau de astea, dar m-a usturat inima. Și atunci, cu acea ocazie, când eram să predau cuvântul lor, am fost atât de zdrobit sufletește, că am zis, vin în fața unor oameni care au luptat cu munți de suferință și eu nu merit să calp aici, în fața la astfel de oameni. Vin eu să învăț pe oamenii aceștia care sunt într-o așa luptă. Ei, și bunul Dumnezeu m-a îndemnat să predau un cuvânt care este în Filipeni, în Filimon, în Epistola către Filimon. Inimile fraților au fost, inimile sfinților au fost înviorate prin tine, frate. Aceasta a fost predica pe care am ținut acolo și le-am spus, îmi pare rău că nu am putere să vă spun ce lucrare ați făcut voi pe pământul ăsta. Voi ne-ați făcut pe noi oamenii întregi, că ei erau fără ochi, fără față, fără mâini, erau mutilații de neimaginată, era ceva de... Și am intrat în camera unui frate, fața era mâncată complet, mai rămăsese un pic din frunte și cu un ochi aici. Și încă vorbea, puteai să înțelegi ce vorbea și mi-am spus, zic, ce faceți, frate? L-am întrebat. Slăvesc pe Domnul, frate, slăvesc pe Domnul! Și am zis, vezi, cum să stăm în fața la oamenii ăștia? Câți oameni ar mai slăvi pe Dumnezeu în astfel de condiții? De aceea vă spun și vă îndemn să, când l-ascultați pe Nick Vujic, să-l ascultați și cu respectul privitor la suferința lui. Și în una din predările lui, el spune aici, un grup mare de studenți, că are în debaraua lui o pereche de pantofi. El e născut fără picioare și fără mâini. Și că el are în debaraua lui o pereche de pantofi.
Și când m-am trezit, după ce m-a sunat Arthur ieri pe drum și am stat în rugăciune și am tot scanat cerul, Doamne, care e cuvântul acesta, care e cuvântul? Deodată aud așa această expresie simplă, pantofii lui Nick Vujic. Despre asta să vorbiți. Ce înseamnă, cum se traduce treaba aceasta pantofii lui Nick Vujic? Se traduce așa, printr-o întrebare. Ești gata pentru minunea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine? Te-ai pregătit? Ești gata pentru treaba asta? Pentru ce să mă pregătesc? Că deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Și, păi asta, tocmai aici e problema. De asta nu s-a întâmplat nimic. Pentru că tu, dacă ai fi crezut într-adevăr că Dumnezeu poate face acest lucru, atunci tu ai fi luat niște măsuri, că fetița aceea a venit cu umbrela la biserică. Nu mai a venit cu umbrela la biserică. Toată lumea a venit cu mâini în buzunare. Pentru că era secetă și mare uscăciune. Și ei se rugaseră, dar ea a venit cu umbrela. Deci, acesta e mesajul pantofilor lui Nick Vujic. Ești pregătit pentru minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața ta. Pregătește-te pentru ea. Ești pregătit pentru minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu familia ta. Pregătește-te pentru ea. Nu, să nu te prindă nepregătit acea minune. Nu lua ușor lucrul ăsta și nici ușuratic. Pentru că am să spun de ce. Dacă nu te pregătești pentru minunea lui Dumnezeu, hai să te pregătești pentru vreo prostie. Degeaba nu stai. În mod sigur se întâmplă ceva. Deci dacă nu ți investești energiile aici, le investești în direcția altă, sigur. Nu stă nimeni degeaba. Ești pregătit pentru minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu biserica voastră. Știu, iubiți frați, în ce timpuri vă găsiți și pe unde treceți voi, sunt și eu în umbră acolo, în rugăciune. Și sunt și eu cu sufletul la gură, într-un fel, că vreau să văd ce soluție găsește bunul Dumnezeu. De multe ori îi spun Domnului, cum zic, la câte un sudoku, eu mai rezolv sudokuri din astea, o grămadă, câteva mii și mii. Și câteodată zic, Domnule, cu jurământ, aici nu există soluție. Și după aia dimineața există. Când mă trezesc, gata, uite, vezi că era. Și câteodată îmi vine să-i spun Domnului, Doamne, n-ai cum să scap de aici. Deci de aici nu există ieșire. De aici nu există ieșire. Auzi, se cade să plătim bir cezarului. Păi, cum să ieși de aici, mă, frate? Dacă zici nu, vai de tine. Dacă zici da, iară vai de tine. Dar dacă zici, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, atunci toată lumea cade la pământ și treci liniștit, îți vezi de treabă. Adică Dumnezeu nu e niciodată la încurcătură. Nu există așa ceva. La încurcătură suntem noi câteodată. Și suntem la încurcătură nu pentru că suntem în vreo încurcătură. Noi suntem la încurcătură pentru că luăm ochii de la Dumnezeu și ne uităm la probleme. Altfel niciodată nu am fi noi în situația aceasta. Niciodată n-ar trebui să fie pentru noi vreo situație fără ieșire. Și aș vrea să mergem împreună în cuvântul acesta. L-ați auzit pe Niculeiță când a predicat în dimineața aceasta despre dragostea lui Dumnezeu și a spus, uite care este semnul. Dumnezeu nu face nimic fără să dea un semn și tu nu trebuie să iei nimic de la sine fără să ceri un semn din viața ta. Adică, tu spui, tu zici, spune în Biblie, tu crezi acel lucru. Care e semnul că e adevărat în viața ta lucrul ăsta? Atunci, dacă nu e niciun semn, înseamnă că nu e nimic. Tu crezi că ești o ființă schimbată. Am fost mântuit, mi-a spus cineva. Super good. Din ce? Chiar așa e. Din ce? Din nimic, pentru că viața continuase la fel. Fusese și el într-o seară la biserică acolo și s-a ridicat în picioare cu toți și gata, sunt mântuit. A spus, super good, e cea mai importantă victorie. Care e semnul? Din ce ai fost mântuit? Păi, nu știu. Când ai spus cuvântul acesta, tu ai fost mântuit din felul tău de șer de viețuire de ieri, ai fost mântuit în viața cea nouă, Hristos Iisus, ăsta este semnul. Acesta este semnul. Acum revenim la cuvintele lui Niculeiță. El a citat textul din 1 Ioan 4,9. Și acolo spune că acesta este... Ia spuneți-mi voi, mie ce ați reținut voi? Care e semnul că Dumnezeu ne-a iubit? Pune textul din nou, dacă poți, Coliță.
Sunt două acolo, să vedeți, și noi numai pe primul vedem. Mereu vedem jumate și gata, plecăm pe drum, plecăm la treabă. Să vedeți ce lucruri importante, pentru că sunt două aici. Sunt două lucruri. Numărul unu, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat a... Zice stare, prin... Asta este A. Și B? Asta e semnul. Semnul nu este doar că Dumnezeu a trimis. Semnul este ca noi să trăim prin El. La aceasta suntem chemați. Acesta este, tu crezi, dacă e vorba, credem că Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, cum să nu? Credem lucrul acesta, cântăm, predicăm și așa mai departe. Care-i semnul? Semnul este ca noi să trăim prin El, asta să ne fie viața. Noi nu trăim prin firea pământească. Mi s-au urcat nervii la cap, ăștia la alții zic altfel. Mi-au venit alte vizitatori, noi mi-au venit nervii. Nu e același lucru, nu e nicio diferență. Manifestarea aceea, nu. Noi nu trăim nici prin nervi, noi nu trăim nici prin spaime, noi nu trăim ce trăiește lumea aceasta fără Dumnezeu. Noi trăim prin El. Acesta este semnul că, într-adevăr, ai primit în suflet puterea iubirii lui Dumnezeu. Aceasta este o putere. Evanghelia nu este o vorbă, ci este o putere. Aș vrea să mergem mai departe și să urmărim un lucru care ne poate fi, poate că ne-a afectat pe toți. Nu știu cum am crescut noi copiii noștri, nu sunt judecătorul nimănui, dar riscăm de multe ori să descurajăm pe copiii noștri a avea încredere în Dumnezeu, prin felul cum noi răspundem cererilor lor. Cea mai sinistră poză pe care am văzut-o în viața mea a fost o mamă care mi-a spus cu toată cruzimea de care era ea în stare că ea nu a dat niciodată nimic copilului când a plâns ca să învețe minte că nu-i dă pentru că plânge. Poate să plângă până moare. Nu, adică este un fel de, știți că nu negociem cu teroriștii. Dar întrebarea mea e terorist ăsta care cere sau plânge pentru un lucru. Și atunci am întrebat-o pe această femeie, m-a stăpânit foarte serios, mulțumesc Dumnezeu că am control foarte bun în toate privințele. Și am întrebat-o, nu credeți că ar fi putut să înțeleagă faptul că el ori de câte ori va cere ceva de la Dumnezeu, nu va fi niciodată primit? Indiferent cum se va ruga și cu câte lacrimi se va ruga el la Dumnezeu, niciodată nu va fi ascultat? Nu credeți că e posibil să fi învățat lecția asta? Și așa este. Am urmărit copilul. Un copil șters complet, fără niciun fel de curaj în viață. El e sigur că va fi refuzat, indiferent ce va cere el. Nu numai acolo. Acesta e un caz izolat. La mulțumim lui Dumnezeu că n-am mai văzut al doilea. Doar unul am văzut. Mai fi, dar doar unul am văzut în viața mea. Problema este că în credință, în biserică, în religie, ni s-a predat această lecție cumva. Că noi suntem aceia care prin rugăciune trebuie să înduplecăm pe Dumnezeu. Și ne rugăm de El zi și noapte, ani de zile și nu. Și atunci zicem ca pastorul Parker din Londra, când i-a murit soția, a zis, dacă eram în locul tău, Doamne, nu procedam așa. Zice, eu dacă vedeam un câine lovit în drum, și aveam putere să-l scap de la moarte, eu îl scăpam de la moarte, dar zice, tu nici nu te-ai uitat spre rugăciunea noastră, ți-ai bătut joc de rugăciunea noastră. Așa, cel mai mare pastor care era în timpul lui Spurgeon, ei predicau în Londra. Și când soția lui a murit în așa dureri și ei s-au rugat continuu și cu toate astea nu s-a întâmplat nimic. Iubiții mei, am fost crescuți într-un fel în care... Sigur că Biblia spune cum credeau ei că e bine, cum au crezut părinții noștri că e bine, cum au crezut pastorii noștri, teologii, preoții noștri, cum au crezut ei că e bine, așa ne-au învățat. Mulțumim pentru aceasta. Acum, datoria noastră este să luăm ce ne-a fost dat și să ducem mai departe, pentru că în momentul când ne va întreba Domnul, nu ne va întreba ce ni s-a dat, câți talanți ni s-a dat, ci ce am făcut cu ei. Aceasta va fi întrebarea. Doamne, așa am moștenit, să n-am încredere în Dumnezeu, să fiu așa. Bun, știu că așa ai moștenit, asta a fost talentul. Ce ai făcut cu el? Păi l-am băgat în pământ, ți l-am dat exact așa cum este, deci nu m-am atins de el, păi trebuia să
trebuia să transform rău în bine, trebuia să lupți pentru lucrul acesta, trebuia să mergi mai departe. Și aș vrea să urmărim împreună cu promisiunea lui Dumnezeu, voi fi cu tine, voi fi cu tine. Nick Vujic a luat o pereche de pantofi și a pus acolo, a spus el nu ca să-mi crească picioare, eu n-am pus pantofii acolo ca să-mi crească picioare. Nu, acesta e subiectul. Fantastic! Atâta m-am bucurat când am văzut înțelegerea lui, atâta m-am bucurat. Pentru că de obicei noi ancorăm credința noastră în ceva care cerem să se întâmple sau în ceva care cerem să nu se întâmple. Acolo ancorăm noi credința noastră. Când se întâmplă ceea ce am cerut să nu se întâmple și când nu se întâmplă ceea ce am cerut să se întâmple, atunci a căzut credința noastră, că dacă a fost legată de acolo, a fost ancorată de nisip. Credința nu se ancorează de ceva care se întâmplă, să se întâmple sau de ceva care să nu se întâmple. Se ancorează de cineva. Scrie Biblia în Epistola către Evrei, este o ancoră care trece dincolo de perdeaua din templu, acolo unde e El, se ancorează de El. Și vreau să învățăm bine lucrul ăsta. Să-mi spuneți când sunteți obosiți, ne oprim, nu trebuie să terminăm tot ce avem aici. Când sunteți obosiți, când nu prindeți firul, opriți-vă. Sau cineva să-mi spună, uite, eu n-am înțeles aici, ia, pot să mai zici odată treaba asta? Predica este descoperirea cuvântului lui Dumnezeu și mai ales înțelegerea lui. Când Dumnezeu a promis, voi fi cu voi, lucrul acesta nu are niciun fel de limite. Dumnezeu nu e cu mine când îmi merge bine și nu mai e cu mine când îmi merge rău. Aceasta e idolatrie. Acesta e păgânism. Dumnezeu este cu mine, mă bucur și în necazurile mele, mă bucur toată viața, mă bucur în viață, mă bucur în moarte. Hristos va fi proslăvit prin viața mea și moartea mea, nu datorită faptului că trăiesc sau mor, ci datorită faptului că îl am pe El. El e bucuria mea în toate. Și ia să-mi spuneți, măi, mie acum, până unde a fost Dumnezeu cu Moise? Ia să vedem până unde mergeți, sunt foarte curios, să vedem până unde mergeți voi. Până unde a fost cu el? Până la capăt, nu? Da. Păi de la capăt, de la primul capăt, când l-a pus în coșulețul ăla, a fost cu el, că dacă nu era cu el, îl mâncau crocodilii. Nilul era infestat de crocodili, în primul rând, de altă, nu mai discutăm de... Deci a fost cu el. Bun, a fost cu el în copilărie, i-a păzit în tinerețe, a fost cu el în 40 de ani în deșert, a fost cu el în Egipt, a fost cu el peste tot, a fost cu el. Până unde ai spus tu? Până la capăt. Bine zis. Care este capăt? Acum cine răspunde la întrebarea asta, vorba mea cu nepotul, nepoate, dacă răspund la asta, ce să... Azi dimineața l-am întrebat și se tăvălea prin pață, trântindă perna, a spus că e prea greu, nu poate să răspundă la întrebare. De ce a cumpărat Nick Vujic pantofii, l-am întrebat, și nepotul se rântea cu capul de pernă și a spus, nu știu, nu-mi dau seama, dacă nu are picioare, de ce a cumpărat pantofii? Și nepote, nu te grăbi, zic, mai luptă-te până înțelegi. Și după aceea nepotul a sărit, știu. Prayer, a zis, rugăciunea, gata, adică mergem direct la subiect, nu mai se roagă, am înțeles. Acum vă întreb pe voi, când ai zis tu până la capăt, care a fost capătul? Cine îmi spune? Nu știu dacă ați observat că a fost cu el prin Marea Roșie și peste tot, dar a fost cu el și când l-a luat din tabără și a spus, mergem amândoi pe muntele Nebo. Păi de ce mergem acolo? Pe acolo o să închidem ochii. Wow! Și atunci îl însoțește. Eu sunt cu tine. Îl însoțește. Pe ultimul drum. Pe pământul ăsta. Și merge frumos pe muntele Nebo. Uite țara. A văzut tot. După ce a văzut țara, ce s-a întâmplat? Zice stare. Nu prea vreți să ziceți. A murit. Atenție, eutanasia. Nu l-a omorât Dumnezeu. Nu scrie acolo că Dumnezeu i-a... Moise a murit. Domnul a rămas lângă el. Mai departe, ce a făcut Domnul? A săpat o groapă.
Ce a făcut mai departe? L-a îngropat. Gata, s-a terminat aici? Nu prea. Nu prea, pentru că îl întâlnim pe muntele schimbării la față și ne dăm seama, dacă a spus eu sunt totdeauna cu voi, asta înseamnă totdeauna. Totdeauna. Pe baza aceasta, să fim și noi pregătiți cu ajutorul lui Dumnezeu, ca întotdeauna să ne, ori de câte ori riscăm să uităm lucrul ăsta, nu, Doamne este cu mine, n-am nevoie să-L caut la răsărit sau la apus, este aici, părăția cerului nu e acolo sau acolo, este în inima voastră, vezi că e prezent cu tine aici întotdeauna. Prin credința noastră, noi ridicăm pe cei de lângă noi sau prin necredința noastră îi doborâm pe cei de lângă noi. Omul acesta care a fost adus într-o casă de patru de prietenii lui cu, așa, știți voi cum venitoare, acela a coborât prin acoperiș, știți toată treaba. Ați citit, bine, știți gramatică românească foarte bine, Biblia scrie despre credință, referitor la credință, nu spune Biblia când i-a văzut Iisus credința lui, nu, no. Când le-a văzut Iisus credința, erau toți prin credința ta, tu ridici pe cel de lângă tine. Nu se aplică numai la mană treaba asta. Prisosul unora, că sunt unii care au mai mult decât alții, prisosul unora acoperea lipsurile altora. Sau prin necredința ta poți să dobori un suflet. Totdeauna trebuie să veghezi, pentru că Domnul Iisus spune, oamenii vor răspunde de orice cuvânt distrugător, acesta e sensul cuvântului, de orice cuvânt distrugător, în românește de orice cuvânt nefolositor, de orice cuvânt distrugător pe care îl vor fi rostit vreodată. Spus o vorbă de descurajare cuiva, ai distrus un suflet. Tu trebuie prin cuvântul tău să ridici întotdeauna, să ridici Duhul. Și al unui, se poate vorbi din direcția constructivă, întotdeauna trebuie să zidești sufletul cuiva, nu trebuie să dărâm. Aș vrea să mergem mai departe și să urmărim ce efect are asupra mea necazul aproape lui meu. Asupra lui Cain n-are niciun efect. Cain zice, ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Nu, eu sunt. L-am văzut pe Andreea Bocele aici la Miami, cineva ne-a plătit și nouă biletul. Și vreau să vă zic că mai știam cântările care le-am mai cântat el acolo, dar altceva, când l-am văzut de aproape și când l-am văzut fără ochi, m-au simțit vinovat. El nu mă știe pe mine. Dar m-am simțit vinovat și mi-am cerut iertare. Iartă-mă, Doamne, că nu am această credință care să merg pe scenă acum și să-i spun, frate Andreea, în numele lui Iisus, capătă-ți vederea. Eu sunt vinovat pentru faptul că nu am această credință. Stau înaintea ta. Nu, eu sunt păzitorul fratelui meu. Eu răspund, nu mi-e indiferent ce văd sau ce aud. Eu trebuie să răspund înaintea lui Dumnezeu, cel puțin printr-o rugăciune. Aur și argint nu am. Multă lume îmi cere ajutor pe internet, ajutați cu familia, cu tare, nu știu ce, cu tare. Răspunsul pe care l-am dat mereu a fost, aur și argint n-am, dar am ceva care poate fi un pic mai de folos. Am luat numele acela, m-am dus imediat la rugăciune ca să-mi scrie după aceea un spectacol de intervenția lui Dumnezeu în viața fiecăruia. N-am cu ce să te ajut și îmi văd de drum. Nu, chiar n-ai cu ce să... Adică un gând bun, un cuvânt bun, o rugăciune bună și lucrul acesta poate să fie cu mult mai de folos decât ar fi orice altceva în viața noastră. Aș vrea să ne uităm la legătura dintre ceea ce credem că poate face Dumnezeu. Vujic a spus, eu nu aștept să-mi dea Dumnezeu picioare, eu am cumpărat pantofi pentru că eu cred că El poate să facă picioarele mele să crească într-o noapte. Să mă trezesc dimineața că mi-au ieșit picioarele de sub pătură. De asta am cumpărat pantofi. Și țin acolo. Asta e partea mea. El e pregătit pentru o minune. Nu știu, el foarte frumos a vorbit. Cei trei tineri au spus, nu pentru că ne scoate din foc sau nu ne scoate din foc, ci... pentru că poate să facă lucrul acesta. E tot ce pot să spun cu viața din mine. Știu sigur că poate să facă. Nu trebuie neapărat să facă lucrul ăsta.
Îl voi slăbi dacă va face lucrul ăsta, îl voi slăbi dacă nu va face lucrul ăsta și dacă nu va face, nu-mi trebuie să facă lucrul ăsta. Niciodată nu vreau ceva să vină la mine care nu corespunde voinței lui Dumnezeu. Nu, nu, dăm, forțez brațul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă unui om până la urmă. Dar nu. Dumnezeul nostru poate, aceasta au spus ei. Și legat de lucrul acesta, aș vrea să vă amintiți de rugăciunea Anei, care s-a rugat pentru copil după foarte mulți ani și care, despre care Biblia spune când s-a întors la masă, fața ei nu mai era aceeași. Păi de aia sunteți însărcinată sau ceva? Nu. Nu sunt însărcinată, n-am copil, nici nu știu dacă o să am copil vreodată și așa mai departe, dar știu că Dumnezeu poate. Asta e tot ce știu. Și dacă îmi va da, îl voi slăvi când îmi va da, și dacă nu îmi va da, nu îmi va trebui niciodată ce nu-mi dă el. Dar știu că Dumnezeu poate. Aceasta a eliberat sufletul ei de lucrul acesta. Aș vrea să aduc două exemple în fața voastră. Nu o să folosesc nume, sunt foarte atent. Odată vorbeam despre o familie fără să-mi dau seama că mă ascultau în România. Și acum dacă mă ascultă, noi între noi știm, dar voi nu știți. A venit o persoană și m-a sunat, eram în București, avem o situație de familie pe care vrem să vă prezentăm. Și a venit ambii soți. Și dumneai mi-a spus, o ființă așa de respectabilă, că au aproape 17 ani, n-au niciun copil și mama soacră cu mare autoritate în țară, i-a pus în vedere că dumnealor doresc să aibă o familie cu copii. Toată lumea are copii în familia lor, ar fi singura familie fără copii și ca atare, dacă nu există rezolvarea acestui lucru, vor trebui să se despartă. Și veniseră acolo să mă roage, să ne rugăm împreună. Sigur, eram gata să și... Vine în minte o întrebare și mă uit la soțul și îl întreb pe el. Zic, uite, în caz că mama ta o trimite de acasă pe soția ta, sau, așa cum a spus. Nu erau supărați, nu se urau între ei, decât că au spus, domne, tehnic vorbind, nu se poate, deci. Da, clar. Vreau să știu, că înainte de rugăciune, vreau să știu, în caz că o va trimite de acasă, ce vei face tu? Și au zis ce răspunde acest domn cu mare vază. În țară. Auziți ce îmi răspunde dumnealui? Zice, dacă se întâmplă lucrul ăsta, eu și soția mea fugim în Spania la căpșuni. Noi să culegem căpșuni amândoi în Spania. Am știut că suntem în prezența unor oameni care iubesc pe Dumnezeu. Am văzut roadele, ne-am plecat pe genunchi imediat și am cerut de la Dumnezeu obraznici, un băiat. Ca să vezi. Așa am făcut. Și ne-am luat la revedere. Eram în California, când primesc un telefon din România. Aproape un an mai târziu. Alo, da? Frate Nicu Butoi, la telefon, zic. Da. Numele lui este Aron. Așa chiar. Aron. L-am văzut pe Aron, băia mare, predică băiatul la ora asta. L-am văzut și mama i-a spus, uite, el e omul despre care ți-am spus că s-a rugat. Dar vreau să vă spun un detaliu foarte important. Fii pregătit pentru minunea pe care o face Dumnezeu. Știți ce a făcut femeia aceasta după ce a plecat de la rugăciune? Asta este mare, pentru că multe lume a născut până acum și mai naște și nu ea. Nu, aceasta e marea minune. Marea minune este că imediat ce a plecat de acolo, s-a dus acasă și a zugrăvit o cameră bleu, albastru, pentru băieți. Da, albastru. A văzut. Și probabil cine a văzut-o făcând treaba aceasta, a vrut să sune la salvare sau cine știe ce s-a mai gândit. Dar acolo s-a născut băiatul. Acolo a fost adus băiatul. Acum vine altcineva, altă împrejurare. Și cu aceeași problemă. Nu forțați de cineva, ca în primul caz, natural, dar după mulți ani, foarte mulți ani, nu au copii. Și cumva ori fi auzit și ne rugăm. Ne rugăm împreună.
Ne rugăm împreună și după un timp mă sună, pe vreo 3-4 luni. Alo, da, vocea scăzut, așa minoră, zic, ce faceți? Ce, nu s-a întâmplat nimic. Foarte rău, i-am spus că nu s-a întâmplat nimic. Trebuia să întâmple multe până acum. Spre exemplu, ai vopsit camera cu roz, că tu ai zis că... de ce să o vopsesc dacă... Păi atunci, cum vrei, mă, frate, să vină fata asta dacă tu nu ai pregătit nimic? Na, cum să vină minunea asta la tine când tu nu ești pregătit pentru ea? Uite, Nic Vujic a cumpărat pantofi, iar în caz că vin picioarele, pac, pantofii sunt acolo. Nu? Și am zâmbit, bineînțeles, și dânsa a înțeles foarte bine ideea și după aceea m-a sunat mai târziu și mi-a spus că o cheamă Diana. Da. Așa, întrebarea, ești pregătit pentru minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă pentru sufletul tău? Dumnezeu are pregătite lucrurile, toate sunt gata. În rugăciune noi nu-L convingem pe Dumnezeu. Acesta e păgânism. Domnul nu are nevoie să fie convins. În clipa în care ai început să te rogi, aici, păi de asta e că nu terminase rugăciunea. Nu, în clipa în care ai început să te rogi, ai ieșit răspunsul și ți l-am trimis în clipa aceea. De ce n-a ajuns la tine imediat? Nu datorită mie, care l-am trimis imediat. Dar datorită altor lucruri n-a ajuns la tine. Dar ajunge și a ajuns răspunsul acolo. Cu alte cuvinte, încrederea noastră în Dumnezeu este legată de faptul că niciun cuvânt al Lui nu este lipsit de putere. Absolut niciun cuvânt al Lui Dumnezeu. Acestea nu sunt vorbe. Ale noastre vor fi vorbe, dar ale Lui Dumnezeu, El a spus cuvântul Lui. Și aș vrea să urmărim cât de slabă este pregătirea noastră. Nu numai că nu ne pregătim pentru minunea care ar mai să vină, ne pregătim ca să nu vină. Ce părere aveți de un anume Ismael? Asta, el ce este? El e semnul că părintele credincioșilor nu numai că nu așteaptă nicio minune, el nu mai așteaptă nimic. Și atunci el a luat inițiativa, s-a născut Ismael. Acționează, păi sigur că da. Ce părere aveți de frații care se roagă acolo în cameră pentru eliberarea lui Petru? Ce părere aveți voi despre rugăciunea lor? Doamne, scapă-l pe Petru. Toată adunarea se roagă. Și vine cineva la ușă, pang, pang, la ușă și vine Roda și repede, ce? Oule, fi poliția, ne-a prins aici, că ne știți că n-avea voie să avem acolo și când acolo era Petru. De emoție, în loc să-l pună în casă, baf, ușa în nas, repede și fuge înapoi în adunare, l-a închis afară, vine, fuge înapoi la adunare, fraților, știi cine la ușă? Nu, e Petru, hai, ești nebună, cum ți-ai pierdut mine? Păi stai, mă, fraților, pentru ce vă ruga răspunde acum, fraților? Adică e clar că nu. Dar ce ziceți de ce semn o fi însemnând, ce mesaj o fi având mirezme și miruri pe care le-au pregătit să îmbălsămeze trupul faraonului duminică dimineață? Femeile mironosițe, auzi la ele, așa le numești. Păi astea sunt mironosițe? Păi ele sunt femeile necredincioase, nu femeile mironosițe. Ce cuvânt, ce mesaj trimite pregătitul de mir și miruri ca să ungă trupul lui Iisus? Duminică dimineață, ce mesaj trimite? Trimite mesajul că ele niciodată nu au crezut că El va învia. De-aia vor să-i ungă trupul cu mirezme și miruri. Nu e niciun fel de credință acolo. Vin doi ucenici, l-am văzut cu ochii noștri, fugi de aici, mă, frate, nu-mi plac cu astea cu năluci, vorba lui Faraon. Se întâlnește Iisus cu Maria în grădină. Păi, momentul în care în mintea ta nu intră că ar putea fi El, te gândești la orice altceva, ea crezut că e grădinarul. Dom'le, spune-mi unde l-ai luat, vorbea cu Iisus despre El. Spune-mi unde l-ai pus. Adică, știți de ce spun treaba aceasta? Ca să nu contezi niciodată pe credința ta. Păi atunci ce să fac, frate? Să crezi în credința lui Iisus. Tu când ceri ceva de la Dumnezeu, tu nu trebuie să ceri baza pe credința ta, că știi cum e. Dar vin la tine, Doamne,
în credința lui Iisus. Așa scrie cartea Apocalipsei, aici răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus, nu credința în Iisus. Aceasta e una, să ai credința în Iisus, credem în Iisus, și a avea credința lui cu care vine înaintea lui Dumnezeu. Noi nu venim în faptele noastre în fața lui Dumnezeu, venim în faptele lui. Noi nu venim în credința, noi nu venim în dragostea noastră în fața lui Dumnezeu. Nu, ce dragoste a mea? Păi odată așa vorba lui Martin Luther, să iubesc pe Dumnezeu cu toată îl urăsc. Așa a zis Luther, bine, a spus că drept. Nu vin înaintea lui Dumnezeu în felul ăsta, ci vin în dragostea lui Iisus. Aceasta înseamnă să fii pregătit pentru minunea pe care Dumnezeu vrea să o împlinească în viața ta. Și spre încheiere. Bine, dar văd cu ochii că lucrurile merg în direcția opusă. Ce să înțeleg din treaba asta? Nu te speria. E numai o mică parte din marele plan. Planul panoramic. Păi, dacă te uiți, să zicem că aici este o pictură și are un colț negru pictura, cum toate culorile sunt acolo, și dacă tu pui ochii negru ăla și te întreabă cineva, cum e pictura asta, ce spui? E neagră. Păi dă-te mă, frate, puțin 3 metri înapoi și ia uite, oh, ia altceva, am văzut tot tablou. Nu te speria dacă vreodată lucrurile o iau în direcția opusă. Ce speranță mai am, spune Iov? Nu se vede că mă duc la groapă? Nu se vede că mă mănâncă viermi și că am terminat acolo? Zice Iov. Stai, aceasta e numai o pătrățică din marele tablou. Ai încredere în Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu până la capăt. El e prezent cu tine până la capăt și până dincolo de capăt. Sau ai încredere în Dumnezeu. În afară de planul acesta pe care îl vedem cu ochii noștri, există totdeauna, și vreau să remarcați lucrul acesta, există totdeauna un plan suprapus. Ăsta e planul vieții noastre pe care mergem și ăsta este planul suprapus al lui Dumnezeu care merge deasupra. Iosif le spune fraților lui, știu că voi v-ați gândit să faceți rău. Ăsta era planul omenesc, orizontal, deasupra lui. Zice, dar Dumnezeu a luat ce ați făcut voi și a folosit spre bine ca să împlinească ce se vedea. Ați auzit de zborul acela fantastic, a fost un frate al lui Netanyahu, a murit acolo el, în atacul acela din Uganda, când au luat captivi un grup mare de evrei și i-au băgat într-o sală unde vreau să execute, la un aeroport. Și evreii au executat una din cele mai mari operațiuni de salvare din istoria lumii. Cum să treci cu avionul tău peste atâtea țări când radarul te ia de oriunde și te împușcă imediat? Nu scapă nimeni. Au așteptat până a trecut un avion din acesta de pasager mare care mergea spre Uganda și au zburat avionul lor deasupra acestuia. Și așa au zburat până aproape de capitală. Și n-au putut fi prinși de radar pentru că radarul lovea în avionul care era jos, în planul ăsta lovea. Și ei au zburat. Există un plan suprapus întotdeauna peste planul pe care îl văd ochii noștri. Au aterizat frumos pe aeroport, au salvat pe toată lumea afară de o singură doamnă în vârstă care era în spital, a fost împușcată în pat. S-a dus la patul ei și a împușcat-o acolo imediat. Așa i-ar fi împușcat pe toți. Dar toți ceilalți au fost salvați. Există un plan al lui Dumnezeu care se va suprapune totdeauna peste ceea ce îți văd ochii. Văd clar în ce direcție merg lucrurile. Nu e neapărat. S-ar putea să fie chiar opusul, pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Aș vrea să citez, acum încheind cuvântul acesta, Isaia 53, capitolul 10. Toată lumea se întreabă, de ce a murit Iisus? De ce a trebuit să moară Iisus? De ce a trebuit să vină Iisus? Iată, răspunsul este aici. Ca să vadă o sămânță de urmași. Acesta este la versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Oricine te va vedea să recunoască pe Iisus în tine, să vadă în tine, a să cunoaște că am luat cu Iisus. Mulțumesc, sunt foarte fericit și binecuvântat dacă se poate spune lucrul acesta. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și prin cunoștința lui,
El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Iar acum aș vrea să vă încredințez și să încredințez sufletului meu făgăduința lui pentru anul acesta. Nu te teme, fapte 27-24. Nu te teme, și aici tu pune numele tău. Nu, aici scrie Pavele, dar nu. Tu pune numele tău. Știi cum te cheamă. Nu te teme, tu trebuie să. Ne oprim aici, punem trei puncte. Nu știm niciunul dintre noi ce trebuie să anul ăsta în care intrăm. Tu trebuie să. Dar acolo se știe ce să cu privire la mine. Tu trebuie să faci acest lucru sau acel lucru sau acel lucru. Nu te teme, tu trebuie să. Trebuie, când a zis Dumnezeu trebuie, înseamnă că orice va fi dat la o parte și se va împlini lucrul acesta. Tu trebuie să. Și ca un cadou pentru viața ta, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg împreună cu tine, în casa ta, în biserica ta și oriunde te va conduce Bunul Dumnezeu pe pământ, anul în care am intrat. Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți pentru minunea pe care El o va face în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră și cu oamenii din jurul nostru. El să ne ajute să avem parte de această minune, El să ne ajute să devenim o minune pentru oameni și El să ne ajute să săvârșim minuni pentru cei de lângă noi, făcând din ei o minune și apoi ei la rândul lor devenind acei care fac minuni pentru alți oameni. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.